Iepurele judecător. S-a întâmplat odată ca un lup flămând să cadă pe neașteptate într-o capcană pusă de vânător. Încercă să scape, dar nu reuși și începu să strige din răsputeri după ajutor. Din întâmplare, tocmai trecea pe acolo o capră sălbatică, iar lupul îi spuse plângând în hohote: căpriță bună la suflet, salvează-mă și jur că nu vreau nimic de la tine decât să mă salvezi. Capra găsi o frânghie, legă un capăt al acesteia de propriul picior, spunându-i lupului să se agațe cu labele, și îl trase din groapă. De cum își recăpătă libertatea, lupului se năzări să se repeadă la capră, dar se gândi că ar fi mai bine să-i spună totuși câteva vorbe. Căpriță, acum când mor de foame, te rog să-mi mai salvezi viața odată și să-mi dai voie să te mănânc. Tocmai când era îngrosită că nu mai are nicio scăpare, capra văzu un iepure și îi vorbi astfel: iepure înțelept, te rog să te oprești o clipă să judeci pricina dintre noi. După ce ascultă cele povestite de cei doi, iepurele vorbi astfel: nu am înțeles, așa încât vă rog să-mi arătați tot ce mi-ați povestit, ca eu să pot judeca drept. Fiind de acord cu hotărârea iepurelui judecător, lupul sări în groapa capcană și începu să o strige pe capră în ajutor. Atunci iepurele se duse pe marginea gropii și îi vorbi astfel lupului: nerecunoscătorule, acum să-l aștepți pe vânător.